Președintele Fluture a spus că un procent de 20% din buget va fi îndreptat către investiții și a adăugat că pentru reabilitarea de drumuri județene vor fi alocate 420 de miliarde, ceea ce reprezintă dublul sumei acordate în același scop în cursul anului trecut. Alte 200 de miliarde vor fi folosite pentru cofinanțarea proiectelor europene, iar 20 de miliarde sunt destinate programului operațional sectorial vizând extinderea rețelelor de apă și canalizare. Totodată, președintele Fluture a precizat că administrația județeană va da în premieră aproximativ 3 miliarde pentru începerea construcției la prima groapă ecologică de gunoi în comuna Moara. Până ce se fac toate aprobările legate de gropile ecologice și programul deșeuri, ca să nu pierdem timpul, am făcut demersuri la Ministerul Mediului și sunt de acord cu acest lucru, să demarăm prin licitație construcția primei grope ecologice pentru ca orașele și municipiile care transportă deșeuri, gunoaiele pe distanțe mai mari să poată să transporte aici la Moara cât mai repede aceste deșeuri. Gheorghe Fluture nu a menționat valoarea fondurilor de care va beneficia asistența socială, dar a subliniat că acestea vor deține o pondere însemnată în buget. În schimb, șeful administrației județene a declarat că s-a înțeles cu sindicatul de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în ceea ce privește amânarea la plată până în 2010 a unor sporuri câștigate în instanță de către salariații instituției din subordinea administrației județene. El a mai spus că la direcție sporul de 75% pentru condiții grele de muncă va fi acordat numai celor care intră cu adevărat în această categorie. Am avut discuții cu sindicatele, mai multe runde de discuții la sfârșitul săptămânii trecute. Ne-am înțeles, au înțeles și ei pe de o parte restrângerile și această situație mai delicată, dar pe de altă parte trebuie să vă spun că bugetul față de cum era anul trecut la început este ușor mai mare la protecție socială. Pe de altă parte, pentru susținerea financiară a programului guvernamental Cornul și Laptele, din bugetul județului pentru 2009 vor fi alocate 200 de miliarde de lei vechi.